Salutare YouTube! Nu ai timp de multe antrenamente pe săptămână deoarece ești o persoană ocupată? Ai mulți copii sau ești în sesiune la facultate sau lucrezi pentru o firmă care vrea să-ți ia tot timpul, dar știi ce nu o să-ți ia? Rezultatele din sală. Astăzi o să înveți cum să te antrenezi optim pentru masă musculară atunci când ești o persoană care are super puțin timp la dispoziție. Eu sunt Crișan Tudor, antrenor personal. Antrenez persoane atât în sală cât și în online de peste 6 ani, am terminat și kinetoterapia și ce să-ți mai spun despre mine, am și un cățel. Hai să începem! 1. Cum te antrenezi? Înainte să începem, vreau să-ți spun că poți să ai rezultate foarte bune chiar dacă te antrenezi doar de 2 ori pe săptămână. Recomandarea clasică este să faci undeva între 10 și 20 de seturi pe săptămână per grupă musculară pentru mușchii pe care tu vrei să ți-i dezvolți. Asta este cel mai optim. Grupele mici de mușchi, ca tricepsul, ca și gambele, ca bicepsul, duc mai multe seturi pe săptămână față de grupele mari de mușchi, ca și mușchii coapsei sau mușchii pieptului sau a spatelui, unde de regulă oamenii fac mișcări compuse care te obosesc mult mai tare. Acest studiu a comparat oameni care făceau doar 5 seturi per grupă musculară pe săptămână cu oameni care făceau între 5 și 9 seturi și cu oameni care făceau mai mult de 9 seturi. Clar că oamenii care au făcut mai multe seturi au avut un progres mai bun, dar și cei care au făcut doar 5 seturi pe săptămână per grupă musculară au evoluat. Totuși, dacă volumul tău este scăzut, adică faci mai puține seturi pe săptămână decât o persoană care se antrenează de 4-5 ori, aceste seturi trebuie să fie cât mai intense. Adică, în timpul seturilor de lucru, trebuie să ajungi până aproape sau poate chiar la epuizarea musculară. Adică să nu mai poți să faci nicio repetare corectă. De ce trebuie să faci asta? Pentru că făcând asta o să-i dai un stimul cât mai mare musculaturii să crească. Aici, cum îmi place mie să ghidez oamenii, îi să fie după ARIAR, adică Reps in Reserve. Și ce înseamnă asta? Dacă, de exemplu, este un ARIAR 3, când ajungi la finalul unui set, înseamnă că tu mai poți să faci 3 repetări corecte. Și oamenii care se antrenează de mai puține ori pe săptămână, le recomand la majoritatea seturilor să aibă un ARIAR de 0-1, adică când au ajuns la finalul setului, să ajungă la acea epuizare musculară în care să mai fi putut să facă o repetare corectă sau niciuna. Făcând asta, da, antrenamentele o să fie mai intense și o să te obosească mult mai tare, dar revin din nou, de cineva care se antrenează de 4-5 ori pe săptămână, ai mult mai mult timp să te recuperezi. Dacă vrei să vezi studiile de unde am citat și am luat informație, îți las linkurile mai jos în descriere. 2. Ce program îți faci de antrenamente? Clar că dacă nu ai super mult timp la dispoziție, ești în sesiune, nu o să ajungi de foarte multe ori pe săptămână. Astfel înseamnă că nu o să poți să te antrenezi ca un culturist, adică care are o zi de brațe, o zi de picioare, o zi de piept. O să trebuiască să faci antrenamente full body, adică antrenamente în care o să-ți lucrezi mai multe grupe musculare în aceea zi. Și făcând asta, te asiguri că chiar dacă ajungi doar de 2 ori pe săptămână, le dai această frecvență mușchilor să-i antrenezi de 2 ori și ai împușcat 2 iepuri dintr-o lovitură. 3. Ce exerciții să alegi? Aici recomandarea mea este să alegi exerciții care îți lucrează mai multe grupe musculare deodată, exerciții care pot fi încărcate cu mai multe greutate. Adică, în loc să faci aparatul de extensii pentru coapse, să faci genuflexiuni cu bara în spate sau să faci prese la picioare. Sau, în loc de fluturări pentru piept, să faci bench press sau prese pentru piept. Ok, acum ai înțeles că trebuie să faci exerciții compuse, dar totuși, dacă ai timpul limitat, exercițiile tale, prietene, cele mai bune o să fie exercițiile la aparat sau exercițiile cu gantere. Aceste exerciții compuse îți iau mult mai puțin timp decât exercițiile cu bara. Doar gândește-te când faci genuflexiuni cu bara în spate cât durează până îți setezi bara, până găsești un rec, până faci seturile de încălzire, până îți pui greutatea pe bară, cât de tare te obosești și cât de multă pauză trebuie să faci în plus între seturi ca să ai seturi de calitate la genoflexiunile cu bara față de dacă mă duc la Smith Machine sau dacă mă duc la o presă la picioare unde poate la unele îmi setez direct greutatea, fac un set 2 de încălzire și pot să încep direct și nici nu mă obosesc atât de tare în timpul seturi. La fel, alege exerciții bilaterale, adică dacă faci de exemplu flexii la biceps, cu gantere să le faci deodată, pentru că dacă le faci brațul stâng, brațul drept,
îți ia dublu timp. 4. Încălzirea. Dacă ai timp doar 40-50 de minute să te antrenezi, nu îți lua să faci 20 de minute încălzirea. Știu că vezi des persoane în sală care ori fac un form roller-ul câte 15-20 de minute sau fac zeci de exerciții la încălzire pentru activare, pentru mobilitate sau stretching care nu le ajută specific pentru exercițiile care o să le facă în acea sesiune. Dacă știi că ai o anumită disfuncție, da, axează-te pe acea problemă, dar nu te axa pe toate problemele existente în încălzire. Cum îmi place mie să-mi încălzesc clienții, mai ales dacă au timp puțin să-ți antreneze, este să le dau 4-5 minute de încălzire generală, exerciții basic ca genoflexiuni cu propria greutatea corpului, niște ridicări de bazin, niște exerciții cu o bandă elastică, dar maxim 4-5 minute, după care, de exemplu, dacă în ziua aia avem exercițiu principal, genuflexiunile cu bara în spate, păi, începem cu genuflexiunile cu bara goală, un set pregătitor, după care mai adăugăm un pic de greutate, cam 50% din repetarea lor maximală și mai facem încă 5-6 repetări, după care poate creștem undeva la 60-70%, mai facem încă câteva niște repetări și după ce am făcut 2-3 seturi de acest gen, ajungem la greutatea de lucru și o să începem seturile propriu-zise. Și așa suntem îngălziți și gata să începem treaba fără să pierdem super mult timp. 5. Tehnici de intensificare. 1. Superseturile. Aici combin două exerciții, de regulă, mușchii agoniști cu antagoniști, adică dacă fac, de exemplu, prese la piept care îmi lucrează musculatura care împinge, acest exercițiu o să-l combin cu un exercițiu de spate unde trag și atunci când cât timp împing musculatura mea a spatelui se odihnește, după care am terminat cu împinsul și trec la tras, unde mușchii mei pectorali nu lucrează. Aceste superseturi pot fi și făcute cu grupe, de exemplu să faci un exercițiu la spate și un exercițiu pentru picioare, grupe complet diferite, sau să le faci la aceleași grupe, gen faci un combin două exerciții pentru piept, dar așa sunt mult mai grele și greutatea cu care o să faci la exercițiile respective o să fie afectată. 2. O altă tehnică pe care o poți încerca aici, aceasta nu o să salveze timp, o să adauge volum în plus, sunt drop seturile unde tu și aici la fel, la aparate și la exercițiile de izolare. Îți dau exemplu la ridicările laterale. Aici să zicem că, de exemplu, tu poți să faci 10-12 repetări cu 8 kg. Ai făcut 10-12 repetări cu 8 kg, după care când nu mai poți să faci nici o repetare corectă și ai ajuns la reps în reserve 0, îți iei gantere de 6 și faci din nou repetări până nu mai poți, după care gantere de 4, după care gantere de 2, până nu mai poți deloc. Făcând asta, ajungi de foarte multe ori la epuizare musculară, îți dai mult stimul ca mușchii să crească și și adaugi super mult volum. Deci ai doar beneficii. O mică mențiune, dacă ești începător, nu folosi aceste tehnici, fă seturi normale. Dacă ești mai avansat, dacă ai 4-5-6 luni în sală, poți să începi să le implementezi și să vezi cum îți răspunde corpul. Ultimul sfat este să fii flexibil cu antrenamentul tău. Adică, dacă ai intrat în sală și ai doar 40-50 de minute să te antrenezi și exercițiul cu care vroiai să începi sau exercițiul care îți urmează, acel aparat sau recul este ocupat, du-te, fă un alt exercițiu și după revino la exercițiul care îl aveai de făcut. Nu o să-ți afecteze super mult rezultatele sau dacă după ce ai făcut, ai schimbat, ai făcut exercițiul al doilea, al treilea din antrenament și ai revenit la primul exercițiu care trebuia să-l faci și acolo totul e ocupat, mergeai lunea și toată lumea merge la ziua de piept și e ocupat bench-ul, schimbă-l cu niște prese la aparat. Fii flexibil, astfel salvezi timp și continui să ai rezultate. Ți-am zis, nu o să te afecteze super mult acest lucru că ai schimbat odată exercițiu, deși eu ca antrenor mă contrazic acum pentru că mie îmi place de la săptămână la săptămână la săptămână, cel puțin 6-8 săptămâni, același exercițiu să fie repetat, dar trebuie să fim flexibili când nu avem altceva de făcut. Așa te antrenez dacă ești o persoană ocupată, pe mine mă găsești și pe Instagram, Aron Tudor Crișan PT. Mersi foarte mult că m-ai urmărit și te-aș ruga pe final, dacă informația din acest videoclip te-a ajutat, să-mi lași un like, un share, dă un subscribe canalului ca să creștem și să facem o comunitate cât mai mare și frumoasă. Eu am fost Crișan Tudor, până data viitoare, pa!